De deci aici se întâmplă totul. Da. Păi, dar câte sunt? Da, foarte multe. Foarte multe. Foarte multe și foarte multă muncă. Da, să știi că se vede. Zi-mi un pic cum a luat naștere povestea asta. Păi, dintr-o pasiune, de când eram mică, tot îmi plăceau bijuteriile și când m-am făcut mare, am zis, hai să creez. Și am început cu bijuterii și l-am dezvoltat. Așa, ușor, ușor, am început să fac tot ce... Și ai ajuns la partea asta organică de flori, dar mie mi se pare interesant că ai gândit asta ca un obiect decorativ. Exact.